Emisiune realizată cu sprijinul Romvac. Bine v-am găsit, dragii mei, iată-ne din nou în Moldova. Moldova ne cheamă cu frumusețea ei, cu bogăția ei spirituală. Suntem la Bacău pentru a prelua a doua ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Populare, intitulat succesiv Zestrea. Este un lucru extraordinar să constatăm că din ce în ce mai mulți oameni de bine se preocupă de cultura tradițională și înțeleg semnificația culturii tradiționale în viața unei națiuni. Sper ca și emisiunea de astăzi să fie pe placul dumneavoastră, de aceea vă rog să rămâneți în fața televizoarelor. Doamna Camelia Roșu, bine v-am găsit, suntem la începutul festivalului, peste câteva ore va bate gongul pentru a doua ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții intitulat semnificativ Zestrea. Sunteți directoarea festivalului, sunteți directoarea Asociației Culturale Ca La Noi. Ce v-a determinat, ce motivație ați avut atunci când v-ați înhămat la o treabă destul de dificilă, e foarte frumoasă, dar foarte grea, să organizezi un festival nu este un lucru ușor. Vorbiți-mi puțin de începuturile acestui festival. Ediția întâi, de exemplu. Da, ediția întâi a festivalului Zestrea a avut loc în Sărata, la 4 km de Bacău,
într-un mediu așa destul de frumos, la țară, cu caleașcă, o trăsură cu mire și mireasă, cu vătăjei, călare, prietenii mirelui, foarte frumos. Am organizat atunci un moment de nuntă de aici, din zona Bacăului, și acum, anul acesta, reușim să facem și ediția a doua. Avem ca emblemă așa festivalului Mirele și Mireasa, pentru că aș vrea să se adreseze în special tinerilor. Că am constatat că acum, în vremurile actuale, tinerii suferă din punctul acesta de vedere. Pentru că ei sunt preocupați mai mult de lucrurile moderne, de ce trebuie să facă față în societatea actuală. Și atunci pierd dulceața aceasta a tradițiilor populare. Adică vrei să-i întoarcem puțin la tradiții, să conștientizăm de valoarea și de bogăția folclorului nostru. Da, da. Și am ales nunta pentru că mi se pare cel mai complet moment, pentru că conține și dans, și cântec, strigături și meșteșuguri, pentru că acolo este și zestrea miresei, de am și intitulat zestrea. Și pentru că se adresează în special tinerilor. Așa aș vrea. Sper să vină astăzi tinerii din Bacău. Câte formații participă astăzi la ediția a doua? Astăzi avem 14 ansamblu folclorice. Și aveți și un invitat din afară, un ansamblu din Grecia. Sunt numai din județul Bacău sau și din județele limitrofe? Avem și din Suceava, Botoșani, Neamț, avem și din Timișoara, de la Giroc. Da, și să sperăm, sper să vină tinerii, în special. Te-au ajutat oficialitățile locale, a avut sprijinul primăriei, Consiliului Județean. Ce oficialități s-au implicat în organizarea acestui festival? Da, primăria Bacău, Consiliul Local Bacău s-a implicat și sperăm bine și cu sponsori, reușim să sperăm să iese bine și să reușim să ducem la bun sfârșit. Te-ai gândit și la a treia ediție? Sper că nu vă opriți la ediția a doua. Nu, noi așa sperăm. Și sperăm să mai dezvoltăm și alte obiceiuri. Tocmai la asta... Astăzi avem un momentel așa de șezătoare. Din ediție în ediție noi vrem să ne perfecționăm și sper să ne cunoască și lumea și să îndrăznească să vină și alte formații și chiar să înființeze, dacă nu au, chiar să-și înființeze niște grupuri prin care ei să promoveze tradiția locală de acolo, din zona lor. Și vreau să știe că au la noi o ușă deschisă și pot să vină și să se adreseze în cadrul festivalului cu tradiții din zona dumnealor. Te-ai gândit și la participarea meșterilor tradiționali? Da, în mod special aș vrea să mă adresez meșterilor populari, pentru că mi se pare că ei sunt destul de vitregiți de vremurile actuale și trebuie puțin ajutați. E păcat să se piardă așa tradițiile și meșteșugul popular. Aș vrea chiar prin satele de aici din jur să înființez niște atelierii din astea meșteșugăresc și să atrag doamnele în vârstă, femeile în vârstă de la țară, care încă mai cunosc meșteșugurile astea. De exemplu, mie mi se pare foarte complicat să întinzi războiul, stativele. Nu mai știe nimeni. Acum sunt câteva femei pe care le-am identificat, care știu efectiv să pună, să întindă toate firele aceleași. Și să vină tinerii doritori, să-i îndemnăm noi, să-i încurajăm, că ei probabil că inițial nu o să se arate foarte doritori, că li se pare așa ceva, știu eu, arhaic sau... Și o să vadă cât este de frumos și mai ales când iese de pe mâna ta un lucru și îl vezi că e făcut de tine și acolo tu ți-ai pus și gândurile tale și sufletul tău și emoțiile tale, ele sunt acolo țesute în modelele respective și aș vrea să mă adresez tinerilor să încerce să găsească această dulceață. Și primăriilor, aș zice eu, să ai colaborare cu primarii. Pentru că ai nevoie de un sediu, pentru că ai nevoie totuși de un spațiu unde trebuie să te desfășori. Așa este. Și zic eu că primarii ar trebui să vă întindă o mână de ajutor vouă, celor care ați inițiat aceste
asociații, fundații și care doriți să faceți ceva pentru cultura tradițională. Sperăm, trebuie să insistăm, pentru că și dumnealor știți cum sunt ocupați cu vremurile actuale, cu toate aceste probleme ale dumnealor și deja când te duci cu o problemă culturală sau de folclor, mai ales de folclor, spun puțin mai târziu, stai că am ceva mult mai important, trebuie să fac drumuri, trebuie să fac blocuri sau trebuie să amenajez canalizări sau problemele stringente care sunt. Dar sunt și oameni de bine care într-adevăr știu și simt ce înseamnă. Și atunci dacă găsești o portiță, un singur om, dacă a înțeles dintre cei, dintre factorii de decizie, pot să influențeze acei oameni, pot să influențeze în jurul lor și atunci să atragi atenția și să te ajute. Îți doresc să găsești cât mai mulți oameni de o asemenea calitate. Mulțumesc. Și fundația voastră, asociația voastră să se extindă, iar ediția de astăzi vreau să fie încrunată de succes și să ne vedem la cea de-a treia ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Zestrea. Mulțumesc frumos!
tine sunt.